La ora actuală, peste 25 de drumuri forestiere din România, tronsoane de drumuri forestiere, sunt distruse în urma inundațiilor. Tronsoanele de drum forestier sunt din trei județe, Gorj, Vâlcea și Argeș. Unde credeți că este favoritul lui tata socru, respectiv Adam Crăciunescu, nedezlipitul Adam Crăciunescu de domnul Ilie Sârbu? Puteți să vă interesați. Din ceea ce știu eu, se află în concediu și nu a dispus ca director general nicio măsură pentru a reface aceste drumuri forestiere, care sunt extrem de importante, pentru că ele permit accesul la tot ceea ce înseamnă exploatații forestiere. Nu a solicitat bani din fondul de intervenție al guvernului, nu a rectificat bugetul regiei Rom Silva și, după știința noastră, domnul Adam Crăciunescu, favoritul domnului Ilie Sârbu, este în concediu. La două zile după inundații. Suntem curioși dacă și domnul Adam Crăciunescu va avea aceeași soartă ca și directorul general de la Apele Române.